Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție specială a știrilor Muntenia TV. Așa cum vă promiteam în urmă cu câteva săptămâni, problemele orașului continuă să fie dezbătute aici, în studioul Muntenia TV, și în această seară îl avem din nou alături de noi pentru asta pe edilul municipiului, domnul primar Nicolae Barbu, căruia îi mulțumim pentru prezență. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Deși poate să pară paradoxal faptul că la 40 de grade, câte am tot avut zilele astea, încălzirea orașului redevine o problemă de stringentă actualitate, totuși așa se întâmplă zilele astea la Giurgiu. De ce? Cum s-a ajuns aici și în ce constă noutatea? Știți ce se întâmplă? Niciodată lucrurile bune nu vin simplu așa, mai vin și lucruri care să ne facă să intrăm un pic în alertă. Luni am fost informați de către conducerea societății Global Energy Production, firma care asigură furnizarea de energie termică, că li s-a transmis de către ANAF o decizie de răspundere în solidar cu toate acțiunile SCUT-ului. Însemnând ce? SCUT-ul a intrat în faliment. Fosta uzină termică Giurgiu, fostul CET Giurgiu, clădirea mare, a intrat în faliment. S-a încercat redresarea în ultimii 3-4 ani, nu s-a putut nici prin vânzare, nici prin tot ce s-au întreprins de către lichidator. Drept urmare, a intrat în faliment, în lichidare. În momentul în care o societate comercială ajunge în această ultimă fază a insolvenței, măsura pe care o iau creditorii este de a asigura tragerea răspundere și a celor care au produs acest lucru, zic dumnealor. Și pentru faptul că Global Energy Production are același acționariat sau aproape același acționariat sau acționariat încrucișat cu SCUT-ul. Adică e considerat un fel de descendent al SCUT-ului. Da, este considerat. Și mai trebuie îndeplinite încă o condiție din trei. Fie să aibă aceiași furnizori și e normal, sau clienți, și e normal că se adresează populației orașului, dar nu au luat-o în considerare pentru că ar fi fost un nonsens. Este o societate unidirecționată pentru un singur serviciu. Nu poți să spui că dai căldură la orașul Ruse sau dai la comunele din jur. Deci era doar... Nu au mai luat-o în considerare. Iar cel de-al doilea este de a avea... Vreau să caut formularea exactă, un procent mai mare decât jumătate plus unul din numărul de personal al societății noi, preluate de la vechea societate. Ori SCUT-ul, discutăm și de SCUT, și de GEP, și cine au mai fost, Global Production sau cine firme au mai fost, și uzina termică, au avut același personal. E un personal pregătit în 10 ani, în 20 de ani, care au lucrat doar în acest domeniu, care cunoaște investiția, care cunoaște tot traseul de conducte și cu care poți lucra. Dumnealor au avut 56% din personal preluat. A fost poate o scăpare a dumnealor, că e vorba de 6-7 persoane, puteau să nu le aibă. Și atunci dacă aveau 49% din personal, nu mai intrau în această categorie. Și în acest moment... Global Energy Production răspunde solidar, răspunde odată cu SCUT de toată această datorie. Datoria la finanță este de aproape 40 de milioane de euro, 183 de milioane de lei. Cum s-a ajuns la asta? E o sumă fabuloasă totuși, 40 de milioane de euro. S-a adunat în timp. S-a adunat în timpul de 25 de ani de când funcționează. Adică în 25 de ani societatea respectivă nu a plătit nimic către bugetul de stat? Ce se întâmplă? Este o meteahnă a tuturor societăților de termoficare. Faptul că nu și încasau banii, faptul că făceau investiții, faptul că lucrau pe pierdere, faptul că trebuia să subvenționeze costul încălzirii către populație, au făcut ca să acumuleze pierderi. Nu e numai la Giurgiu. Sunt unități în țară care au, vedeți Radetul în București, care au de ordinul, discutăm de 500 de milioane de euro, discutăm de 700 de milioane de euro. De exemplu, Craiova în acest moment are datorii de aproape 100 și ceva de milioane de euro. Deci tot sistemul acesta a fost un sistem falimentar. Atât timp cât dai o energie populației sub cost și nici nu încasezi banii aceia, e puțin probabil să ai o societate pe profit. Ca
Care sunt repercursiunile acestei decizii a ANAF-ului? La prima vedere, e o perioadă de o lună de zile în care trebuie să conteste, dar noi nu așteptăm toată această perioadă pentru că timpul lucrează în defavoarea noastră și a municipalității și a firmei respective. Deci ei au lucrat, luni au primit, vinerea trecută au primit adresa, luni ne-au informat pe noi, marți, miercuri am văzut ce se poate face, am cerut lămuriri la organul ierarhic superior al ANAF-ului la București, am văzut că până la urmă actul dumnealor de control în accepțiunea dumnealor este corect, deci n-are sens să așteptăm, noi vom face demersurile, adică imediat în 3-4 zile GEP-ul va trimite contestația către ANAF central, dar nu ne bazăm pe o soluție favorabilă, drept urmare vom urma alți pași. Tocmai că timpul nu mai este un aliat în acest moment, avem efectiv 3 luni până vom începe să furnizăm. August, septembrie și octombrie. La 1 noiembrie noi trebuie să furnizăm energie termică. Și trebuie să cumpărăm gaz, trebuie să asigurăm mentenanța, trebuie să asigurăm toată funcționalitatea sistemului. Nu e chiar simplu. În septembrie deja începeau reparații, începeau, eu știu, probe pe segmente. Avem și un program de investiții foarte mari ca să reducem pierderile și să reducem costul. Drept urmare, aveam 2 variante. Cred că avem 3 acum. O secundă până la variante. Voiam să vă întreb. Aceasta înseamnă că ANAF-ul blochează conturile? Da, asta înseamnă că cel mai târziu până în 15 august conturile se va pune poprire pe conturile GEP-ului. Deci orice încasare, firma de deci și conturile de trezorerie și conturile de încasări, tot și pe toți furnizorii, deci vor trimite sesizări, că asta este practica, vor trimite adrese către toți clienții scutului să nu-i mai plătească GEP-ului banii sau clienții GEP-ului să nu mai primească că banii toți se vor intra în contul finanțelor. Deși banii încasările populației va intra tot în contul finanțelor. Ce facem în acest caz? Vorbeați despre două, trei variante. Că în acest caz se poate discuta de o firmă care nu mai poate funcționa. Global Energy Production, în acest moment, pe stadiu, pe forma în care se propune, s-a propus de către ANAF, nu mai poate funcționa. Prima variantă era o societate a primăriei pe care noi o avem și pe care o ținem de 2 ani de zile tocmai din cauza aceasta. Totdeauna am ținut uzina termică ESA Giurgiu, societatea primăriei, pentru un caz de aceasta de forță majoră. Dar nu ne ajută. Noi știam, orice forță majoră, credeam că nu se va întâmpla mai devreme de 6 luni de a porni sistemul. Exact timpul necesar să poți să licitezi, să poți să iei toate autorizațiile, să poți să-ți iei licență de operare și să poți să funcționezi așa cum trebuie. Dar nu ne ajuta cu nimic. Cu o societate comercială, ca să funcționeze, eram obligați noi să luăm la fel tot personalul CET-ului, scutului actual, GEP-ului actual. Da. Că este personalul care cunoaște, nu poți să iei pe altcineva care nu știe nimic despre. Și nici măcar jumate dacă luăm, dacă nu intram și noi cu societatea primăriei în tot acest, eu știu, malaxor al insolvenței și al răspunderii solidare. Și nu este o soluție societatea primăriei pentru că timpul nu mai este un aliat. Avem nevoie de cel puțin 5-6 luni ca să putem să intrăm în legalitate și să funcționăm legal și să furnizăm energie termică legal. A doua variantă, am făcut o evaluare a personalului din cadrul primăriei. Conform legislației, nu avem voie să angajăm mai mult în toate structurile primăriei, la număr raportat la populație, nu avem voie să angajăm mai mult de 517 persoane. Noi avem 430, aproape în jur de 430, în toate structurile, și DAS, și Direcția de Impozite și Taxe, și Poliție Locală, și Primărie, și tot toate structurile. Am avea un surplus de 70-80 de persoane, personal, care putem să preluăm scutul de la GEP și să îi angajăm la primărie, pe salariile care le au la primărie, dar să funcționăm cu o direcție, cu personalitate juridică în cadrul primăriei. Aceasta presupune un parcurs birocratic mai scurt decât... Da, mult mai scurt. Deci este o direcție fără, cu personalitate juridică fără funcții publice. Deci ea se înființează exact cu personal contractual, nu avem nevoie de avizul ANFP-ului, o simplă hotărâre de Consiliu, se stabilește grila de salarizare, se stabilește structura de personal, într-o extraordinară nu durează mai mult de 2 săptămâni de aici încolo ca să putem. GEP-ul
îi dăm șomaj, îi preluăm în șomaj, poate că și câștigăm cu ocazia asta că îi luăm cu acea susținere de 5 milioane, că îi luăm din șomaj. Da. Zicem noi că ar fi o soluție. Dar acum depinde de ei dacă le va conveni trecerea de la salariile. N-au altă șansă, pentru că între a nu avea deloc și a avea ceva, zicem noi că există. Nici la primărie salariile nu mai sunt așa de mici. Că eu am întrebat pe cei de la GEP, o să avem exact asta, o să avem un problemă și a zis, nu vă mai bazați că au salarii mari, că nu mai au salarii mari și pe timp de vară nu și-au salariile, că îi trimit în șomaj, tehnic, deci au mai multe măsuri, tocmai ca să reducem costurile, să nu avem costuri așa de mari pe gigacalorie. Câți jurgiuveni mai sunt conectați 6,000, la sistem? Aproape 6,000 erau în martie. Când am demarat procedura de licitație pentru efectuarea strategiei de încălzire a orașului și soluțiile optime pentru reducerea costurilor cu energia termică, am cerut situația și pe cartiere, pe bloc, pe zone de încărcare termică. Și erau sub, am comunicat și presii la vremea respectivă, erau sub, eu știu, jumătate. Adică erau mai mult la gaze decât, la gaze erau aproape de 6.000 și erau vreo 5.600 la sistemul de încălzirea orașului, sistemul centralizat. Zicem că în această vară, în această toamnă, s-au mai debranșat. Oricum, avem destul de mulți. Deci sistemul ăsta trebuie să meargă mai sistemul departe. Sistemul acesta va funcționa și vreau să transmit cetățenilor, pentru că au venit la audiență astăzi și mi-au explicat că sunt presiuni din partea unor asociații, unor locatari de a se debranșa chiar împotriva voințelor multora de la bloc, că s-a închide cetul și nu rămânem cu toți în frig, hai să ne tragem gaz. Astăzi le-am explicat, nu va rămâne orașul în frig, vom avea sursele necesare să asigurăm energia termică, indiferent ce probleme vor fi, deci lucrul acesta trebuie să-l ia ca și o certitudine. Și deja noi suntem în faza de licitație și de aprobare a indicatorilor să facem investiții de aproape 70 de miliarde, 74-75 de miliarde pentru reducerea, în eficientizarea rețelei de transport acum, pentru că rețeaua de distribuție deja este aproape 100% nouă sau performantă. Acum avem pierderi foarte mari pe rețeaua de transport, de la CET până în oraș și toate țevile supraterane din oraș și izolația proastă, totul va fi îngropat cu preizolate, deci țevii la capacitatea care o mai avem acum, deci erau supradimensionate acele țevi și cu toate facilitățile care le dau acest sistem și cu reducerea de costuri. Deci promisiunea pe care o faceți este fără că nu vor fi probleme cu încălzirea centralizată. Dacă ar fi fost ceva, le-aș fi spus acum direct să găsim o soluție, pentru că nu am soluție. Dar eu le transmit să nu-și facă griji, să nu-și facă probleme, sistemul centralizat va funcționa. Să trecem la un alt subiect mai apropiat de temperaturile de afară, cum vorbeam mai devreme. Un subiect destul de intens mediatizat în aceste zile, fântâna Artezian. E da. Cald, e caniculă și fântâna... Fântâna Artezian, corturile, bine, eu țin legătura și cu cetățenii așa și prin, eu știu, nu plimbări, prin faptul că merg în oraș și discut cu oamenii, da, și unde mă întâlnesc, por discuția cu dumnealor, dar și prin mijloacele mass media, prin cele online, am informațiile necesare despre ce se întâmplă în oraș. Și foarte mulți erau supărați până ajungem la fântâna Artezian că avem corturile din oraș unde asigurăm apă și vezi, Doamne, acum e cortul, mâine nu mai, seara nu mai e cortul și iar punem cortul, unde e cortul, nu e cortul. Eu vreau să le spun că n-are sens să punem paznic să păzească un cort. Acele corturi, cel care este pe lângă MUV1, este un cort gonflabil și atunci el se strânge. Tocmai că dimineața, când începe perioada dintre ora 9 și ora 4, când este perioada cu cod galben și trebuie să asigurăm apa și condițiile necesare cetățenilor, atunci ele sunt funcționale. Seara luăm cortul acela care este pe tineretului, pentru că e un cort simplu, îl strângem și îl depozităm undeva, dimineața vine echipa de la primărie, îl pune la loc. Deci noi, în perioada în care este caniculă și trebuie să asigurăm populației apa necesară în condiții corecte, acel corp funcționează. Numai că nu mai e pe timp de noapte și vezi, Doamne, a dispărut. Nu a dispărut. În ceea ce privește fântâna Arteziană,
E un paradox și un lucru hilar. S-a stricat în primăvară. Iarna a stat apă, ce s-a întâmplat? Și când s-au făcut probele tehnologice, ca să vedem luna martie-aprilie, am descoperit că s-a ars motorul principal. Un motor foarte mare, de 40-50 de kW, foarte greu, cu pompa respectivă, și am zis, ok, faceți devizul, după atâția ani faceți devizul și haideți să-l reparăm. Și atunci am descoperit că acea fântână n-are proprietar. Deci acea fântână n-a existat în evidența primăriei. Deci nu există. Nu este, nu era în, deci putea să și fure vinoxul ăla. Deci nu apare în inventarul, nu apărea în inventarul domeniului public. Nu știu cum s-a decontat. Este, nici nu stau să caut. Era o soluție. Nu, nu s-a decontat. S-a fi decontat pe ce forme, ani de zile de când e fântâna aceea făcută. Atunci singura modalitate era să-i facem o evaluare, să constatăm, să facem un act de constatare că n-aparține nimănui și că nu o revendică nimeni și pentru o hotărâre de Consiliu Local să o trecem în domeniul public al municipalității. Lucrurile acestea s-au făcut. După acest lucru, având proprietatea, am desemnat Societatea Giurgiu Servicii Locale, Societatea Primăriei, să facă devizul de reparație, am aprobat devizul de reparație, s-au transmis la fel, la rândul dumnealor, licitația, s-a finalizat și licitația și urmează să fie reparată. Dar lucrul ăsta durează. Ca să faci orice lucru corect și legal într-un domeniu public, durează, e de durat. Pentru că toate procedurile sunt de durat. O, cu termene de public. Să faci. Să faci. Da. Vreau să înțeleagă că nu este problema, este a primăriei. Dar răspunderea chiar n-a fost a noastră, privind acest lucru. Ne-am trezit că nu avem acte, că nu e a noastră. Da, anul trecut a funcționat. A funcționat. S-a întâmplat acum să se strice? Da, să se Dacă strice. Dacă nu se strica, nu se afla. Nu, că... nu, nu. Păi în momentul în care s-a stricat, am vrut să vedem documentația, să vedem cine a construit pompa ce. Și am zis, păi nu există nicio documentație. Cum nu există documentație? Și când au căutat, mai spuneți că nici nu e a noastră. Și aici s-a plecat în aproape, în aproape. E, pare hilar, pare amuzant, dar e tristul adevăr. E tristul adevăr. Tot la capitolul vară, căldură, țânțari, cum stăm cu dezinsecția în Giurgiu? Da, deci exact la începutul lunii, sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, am cerut de la INMH și pe următoarele 3-4 zile o situație, să vedem temperaturi și dacă sunt posibilități, există posibilitatea de ploaie în perioada aceea. Ni s-a spus, nu, e soare frumos, nu plouă, nu bate vântul, e perfect. Noi aveam contractul deja semnat în aprilie, sfârșitul aprilie, începutul mai, cu firme pentru dezinsecție și am comandat imediat să vină firma pentru dezinsecția aeriană. Făcusem dezinsecția terestră, nu mai erau probleme și căpușe, și țânțari, și gândași, și ce au mai fost la vremea respectivă. Iar la cea aeriană, pentru că ziua erau călduri mari, le-am făcut dimineața și seara. Am făcut într-o dimineață, seara și a doua zi dimineața. Deci trei treceri destul de bine făcute cu un alt sistem, un sistem de o pulverizare mult mai eficientă sau nu mai cad picături și nu folosim tone de apă. Este cu un, nu un ventilator, ci un, e un dispozitiv care pulverizează foarte fin. Dar ai nevoie de 48 sau 24 de ore, 48 de ore să nu plouă. Și a plouat seara. Chiar de festivalul Maringhiocel. Și a plouat, ce a apucat să moară a murit, ce n-a mai apucat să moară, asta este. Da. Acum, de aceea am și reluat la 2 săptămâni procedura. Pentru că normal ar fi trebuit ca 3 săptămâni, o lună, să repetăm procedura. Am reluat la sol, deja se acționează în cartierul Pasarelă Tineretului, urmează să intre în toate zonele cu parcuri, cu vegetație abundentă, în zonele locuite. Le facem această acțiune utilizând sau folosind substanțe și pentru gândaci.
pentru subsolurile de bloc unde s-au terminat în această perioadă igienizarea blocurilor, respective subsolurile de bloc, tocmai ca să și prăștiem aceste substanțe și în subsolurile de bloc, tocmai ca să finalizăm odată pentru totdeauna acele maternități, acele focare unde săptămânal sau la 10 zile ieșeau generații după generații de țânțari din subsolurile insalubre. În acest moment sunt finalizate peste 360-370 de subsoluri de bloc, de blocuri cu subsolurile acelor blocuri. Noi spunem că și după această etapă, după ce vom face dezinsecția și în subsolurile blocurilor, să nu mai avem acele focare și, eu știu, pepiniere de țânțari. Acolo era problema cea mai mare. Nu în toate zonele sunt țânțari. Da, dar acolo unde, unde au fost subsoluri insalubre, automat. Iar țânțarii n-au murit. Noi am luat gunoi, am luat mizerie. Țânțarii au rămas pe pereți, au rămas până vegetația din jur. Și din cauza aceasta, noi zicem că vom trece. Iar spre sfârșitul lunii iulie, începutul august, sau în jur de 10-12 august, să mai facem o dezinsecție aeriană și să știm că nu mai avem probleme anul acesta. În urmă cu câțiva ani se vorbea despre aceste dezinsecții că nu s-ar putea face decât simultan cu bulgarii. Se pot, nu se pot, ați mai făcut simultan cu ruse? Da, e greu să ții, sunt administrații diferite, cu proceduri diferite și la bulgarii e o altă, eu știu, alt mod de a susține sau de a face aceste dezinsecții. Primăria face doar la sol, în oraș. Și au niște mașini care se plimbă pe străzi, pe toate străzile. Toată acțiunea o face prefectura dumnealor, adică un fel de consiliu județean al nostru. Dumnealor care face pe tot districtul. Fac pe tot districtul, pe tot de-a lungul Dunării. Degeaba, țineți minte că anul trecut Giurgiu a dat și la Dunăre și peste tot, dar s-a oprit la raza, exact la limita teritorială a orașului. Noi am mers și un pic mai mult de limita teritorială. Că am avut un mare scandal atunci cu crescătorii de albine, că am depășit. Dar noi am întors în partea de, eu știu, limită teritorială. Dar dacă Slobozia n-a dat, dacă Oinacu n-a dat, sau Frăteștiu n-a dat, n-am făcut nimic. Pentru că după o săptămână, două, i-au migrat. Mai ales dacă a bătut vântul, i-a luat vântul și i-a dus spre oraș. Păi și asta se întâmplă în fiecare an, atunci ce munca în zadar. Nu ne putem duce mai departe de raza teritorială a municipiului pentru că am încălcat legea. Dar nu se poate face o, nu știu, o coordonare între primarii localităților riverane? Păi dumneavoastră credeți că iau 2-3 miliarde ca să facă aceste lucruri? Sau mai puțin, să zic, dar tot. Și ce or să zic că, păi ce, dau eu la Dunăre, măcar dau în comună cu ceva, dar la Dunăre nu mai dau eu că nu vin. Asta este. Păi atunci ne învârtim într-un cerc. Ne învârtim, eu, așa este sistemul făcut. Normal ar fi trebuit să fie acțiunea a Consiliului Județean, de-a lungul Dunării, de-a lungul Dunării. Și noi să facem în localități, atunci era ok. Dacă Consiliul Județean și-ar fi luat această obligație să facă dezinsecția de la Prundu și până la Găujan, de-a lungul Dunării, bulgarii făceau și ei, iar noi, fiecare administrație locală, și-ar fi rezolvat problemele în interiorul localităților respective, zic că lucrurile ar fi stat mult mai bine. Cum stăm cu căpușele? Acum am văzut în ultima perioadă aia a mai scăpat de țânțari, cel puțin pe rețelele de socializare, în schimb ne-au invadat căpușele. Da, noi am intervenit pentru eliminarea lor în luna aprilie-mai, exact când la sol s-a făcut pentru așa ceva. Căldurile din ultima perioadă, eu știu ce le-o fi făcut să mulțească, așa este, seară chiar discutam cu niște persoane în cartierul din Ramadan și îmi spuneau țânțarii ca țânțarii, dar avem căpușe. Păi zic, de unde au ajuns căpușe? De la câinii noștri. Păi dacă le dați drumul pe stradă, ce? Nu, îi dau, iau, nu știu de unde le-a luat, le-a luat. Și vă dați seama că fiind comunitate strânsă acolo, s-au transmis foarte repede. Casele sunt unele lângă alte. E greu să intervii, pentru că la căpușe trebuie să intervii doar la sol. Există, trebuie să mergi în vegetație și să dai. Speciale pentru căpușe? Noi am combinat aceste substanțe. Și întotdeauna când am dat la sol, am dat combinat țânțari, căpușe și acum. Țânțari, căpușe și gândaci. Deci aceste substanțe sunt combinate. Dar aerian nu. Pentru că aerian merge tot ce este la nivel. E greu să vii la nivelul solului, între iarbă și să intervină aerian.
Ei acționează în atmosferă, se păstrează aceste substanțe, cu atomizor se numește acest lucru. Se păstrează în atmosferă 48 de ore această substanță. Este dată așa de fin încât rămâne remanent în atmosferă. Iar țânțarii, dacă stau în iarbă sau ceva, nu sunt afectați. Dar în momentul în care zboară și merg, ei trec până această zonă în care este și cu substanță foarte fină și mor. Dar la sol e doar pentru căpușe. Să știți că acum tot ce se intervine în parcuri, în zone, intervine și pentru căpușe. Da. Dar intervine, sunt totuși o problemă. Intervine pentru căpușe ce sunt. Dar câinii care iau căpușele, păi sunt purtători de căpușe, vă dați seama că merg și lasă pe peste tot. Și transportă și... Și am ajuns la factorul câini și chiar îmi pare rău că spun lucrul acesta, până nu avem o legislație care să permită sau să continuăm eutanasierea, sau măcar să-i speriem pe aceste asociații de protecția animalelor, speța câinilor. Atunci când a funcționat legea, ei erau îngroziți că o să-i eutanasiem câinii după 21 de zile și veneau și îi adoptau foarte mult și îi trimiteau în Germania, unde îi trimiteau, nu știu. Acum, de când a fost suspendată această aplicare a acestei legi, nici dânsii nu prea mai intensifică acțiunile de adopție, pentru că spun, domnule, treaba primării, să descurce ei. Că n-au acea teamă că o să-i eutanasiem. Că avem posibilitatea să-i eutanasiem. Iar în acest moment, vă pot spune cu sinceritate, sunt 650, chiar dacă m-am mai luat o amendă de la DSV, sunt 650 de câini și avem dreptul la 500 și ceva. Deci avem 100 de câini în plus. Am tot intensificat și noi, am făcut tot felul de campanii. Îți place un cățel, ia-l, du-l, l-am mai dus pe la toate fermele din jurul Giurgiului care au asta și le-am zis, domne, uite, au căței frumoși, dacă vreți să luați un cățel, vi-l dăm, îi dăm joc castronel care a mâncat unde a fost în adăpost, îi dăm castronelul, ia-l, e greu. Nu, se înghesuie lumea. Și se aduc în continuare câini. Astăzi am venit la audiență și îmi spunea, zice, domn primar, scăpase, nu mai avem niciun. Ne bucuram, nu știu ce. Dintr-o dată a venit o haină de 6-7, de parcă-s toți aduși o grămadă așa. Nu știu locul, de se vede clar că nu s-ai Giurgiului, pentru că ei nu cunosc spațiul respectiv, sunt stingheri, dar sunt periculoși și faptul că nu cunosc nici câinii, nu cunosc locul și persoanele din jur și au teama aceea că ei au fost stresați că au fost prinși. Au fost chinuiți pe unde i-a ținut și în momentul în care acum au scăpat, dacă se apropie un copil, un om, ei devin periculoși, pentru că nu știu ce se întâmplă, nu știu care este intenția celui care vine în contact cu câinele și atunci îl atacă primul, din cauza aceasta. Plus că nu prea mai au mâncare. Nu prea să mai aruncă mâncare la tomberoane. La tomberoane ele să iau într-un ritm mai alert pentru că este vară, să strică și firmele de salubritate vin mai des și iau acele containere și conținutul lor și nu mai au de unde. Noi o să mai facem o acțiune, o să vedem, este un proiect să se finalizeze odată și o să închidem zona de unde de sunt containere. Și o să punem porți și o să le închidem tocmai ca să nu mai avea acces câinii în interiorul acestor containere. Se mai fac acțiuni de prindere în oraș? Da. Și unde îi mai duceți? Unde? Deci să adoptă 10 câini, mai prindem 10. Am avut o acțiune la sfârșitul lunii iulie, începutul iulie, când aveam festivalul Maringhiocel și am prins, cred că vreo 17 din zona centrală. Chiar a fost o acțiune și dimineața și seara și chiar noaptea, pentru că și câinii se adaptează regulilor jocului într-o anumită zonă. Da. Dimineața se ascund și nu-i mai găsești pe niciunul și vin oamenii și se uită și nu-i văd. Și în schimb seara zburdă liniștit. Haite, și atunci seara a mai intervenit scandal mare cu iubitorii de animale, că vezi, Doamne, că îi stresăm noaptea, că nu e o imagine plăcută când vede un copil că prinzi un câine și îl trage. Așa este, nu e o imagine plăcută, dar e sănătoasă. Și aici în spate, în centru, la Așchiuță, la faimoasa iubitoare de animale? Deci, nu știu de unde îi face, noi lomia îi adună altă în continuare. Noi lomia, da, da, sunt alții. Deci noi prindem, vă dați seama că prindem totdeauna, am mai prins de noi. Și iarăși, ea, nu știu, ea adună, că trebuie să aibă un număr constant. Dar nu se poate face nimic din punct de vedere, legal? Și dacă îi dăm amendă, credeți că vă... Da, n-are voie să hrănească câinii. Deci legea interzice hrănirea câinilor.
dar trebuie să-l prinzi asupra faptului. Când da, aceeași problemă am înțeles că este și la obor, iar o zonă unde oamenii se plâng intens. Obor, de... acolo există anumite circumstanțe, pentru că vine dintr-o zonă de case. Toată lumea își dă drumul la câini, îl scoate pe stradă afară, ei se strâng, mai ales în anumite perioade ale anului, când au anumite interese acești câini să se strângă în haite. Merg împreună și, eu știu, merg la tomberoane și se hrănesc de acolo și automat ei se strâng în continuare. Am mai prins și trimitem. Să știți că primesc zilnic, era să spun la activitate, nu, zilnic primesc și câteva mesaje și în zona cu tare avem câini și în zona, cred că s-au speriat cei de la Giurgiu Servicii Locale și de la Ecarisaj de câte ori trimit. Numai că e greu și lor să prindă și n-au să-i ducă. Cât sunt? Câți lucrează ei la Ecarisaj? Adăpostoare mai mulți, nu, dar la partea de prindere, la partea de prindere avem un medic, un reprezentant al poliției locale care are și arma cu tranquilizant, avem încă un asistent, avem încă unul sau doi care prind câinii și șoferul. Deci cred că sunt șase. Puțin față de numărul de câini. Păi și chiar dacă i-am prinde, unde îi duce? Că îi prind. 5, 6, 7 îi prind. Păi zic, poate să prindă și 15. Pentru că arma e foarte eficientă. Ei îi ține aproape, le aruncă ceva sau ceva ca să-i țină în jos și de la 20 de metri poate să-l tranquilizeze fără nicio problemă. Arma e performantă și nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Unde îi duce? Că de prins am prinde mulți. Unde îi duce? Cu ce întrețineți câinea din... Avem un contract cu o fundație, cu o asociație de protecție animalelor din Germania. Dumnealor plătesc tot ce înseamnă sterilizări, hrană, chiar fac voluntariat și au grijă de acești câini, curăță, deci s-au implicat foarte mult. Au scăzut cheltuielile 300-400 de milioane lunar. Păi poate le propune să și extindă. Păi nu, nu, ei s-au apucat, oricum am făcut o extindere, mai extindem și acum dacă ați observat mai facem, deci mai facem adăpost pentru 100 și ceva de câini. Și dumnealor vor să pregătească acel spațiu pe care primăria l-aveau să aducă și să-l dăm dumnealor întreține tot. Adică să ducem 2000 de câini acolo și stai vei dumnealor grijă de ei. Și aici să fie doar de tranzit acesta, doar pe cei care îi prindem, îi aducem. Dar mergem pe același timp, noi îi prindem și îi ducem îndepoși și îi ținem acolo și alții ne aduc în loc. Deci e un de-a baba oarbă, așa. Ne jucăm de-a prinselea, de-a ascunsea și de-a prinselea. Nu facem față cu prinsul la cât aduc. Fiindcă ar fi trebuit la cât... Deci noi anual prindem cam 800 și ceva, care nu mai revin înapoi. Păi sunt 3 ani, 8 ori 3, 2400 și noi tot avem 2000 de câini, 1000 și ceva de câini în oraș. Nu mai sunt acum câini mici, asta e lucru bun, asta înseamnă că nu s-au mai mulțit. Apar câini maturi, câini de talie mare. N-ați mai văzut cățeluși mici mai în anumite zone, unde a mai scăpat o cățelușă, unde a adus-o cu câini, cu tot cățelușa, cu căței, cu tot. Dar sunt câini de talie mare și aici e pericolul cel mai mare. Că putem să avem un caz nefericit. Ne batem în lemn. Nu avem atât de multe oameni mușcați. Vă mai spuneam și ultima oară. Nu avem mai mult de 15-20 pe lună. Dar sunt enorm Dar de mulți. Sunt enorm de mulți. Toată lumea spunea că avem 3 păzii. Nu, sunt în teritoriu mulți. Și vă mai spun un lucru. Foarte mulți vin și repet. Foarte mulți vin și declară la spital că au fost mușcat de câine comunitar. Chiar dacă poate a fost mușcat de un câine al lui sau un câine pe care îl cunoaște al vecinului. Da, se poate verifica. Da, pentru că dacă spui că a fost câinele tău sau un câine pe care îl cunoști, nu mai plătești tratamentul. Pe când dacă spui că e câine comunitar, e gratis. Și atunci e simplu să spui, m-am mușcat un câine pe stradă. Unul negru cu coadă albastră și nu știu ce. Și gata, s-a încheiat. Caută-l. Da. Ca de obicei, în discuțiile cu dumneavoastră, timpul trece foarte repede, subiectele sunt multe și greu de epuizat. Timpul alocat emisiunii din această seară a ajuns la final. Dar asta nu înseamnă că nu vom continua discuția și chiar anunț acum telespectatorii că mâine seară, tot la o ediție specială a știrilor Muntenia TV, vom continua discuția cu domnul primar, pentru că mai sunt subiecte de abordat. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție, stimați telespectatori. Vă aștept din nou mâine seară la ediția specială a știrilor Muntenia TV. Toate cele bune, o seară bună!